Salut, vezi, bine v-am găsit la noi. Nouă reacție de la sirena episodul 8. Da. Iar reacție de da, n-am făcut de 5, 6, 4 luni, undeva pe acolo. De 2 ani tot mă chinui să fac episoade, mă chinui. Mie e prea lene să fac episoade. Că de... Ba, m-am apucat altele, pe nu mai știu, ok, nu mă uit așa că după ea. Spoiler, deci da, hai. Hai să începem. Da, 10 minute, da. Ia să vedem. Ce mai avem noi? Că deja am uitat că s-a întâmplat în episodul anterior. Deja am uitat toată seria, că... de ce nu? Nu, cum Din să nu uit? episodul anterior. Fetelor, medalioanele erau chiar aici. Unde ar fi dispărut? Mamă, mi-ai văzut medalionul? Nu mai găsesc medalionul. Mama, știi cum unde mi este medalionul? L-ai pierdut? Nu-i nimeni aici, iar am ajuns prea târziu. Nu pot să cred că ne-am pierdut medalioanele. Eu încă cred că au fost furate. Dar cine ar putea să facă așa ceva? Poate ordinul? Am găsit pe noptiera fiicei mele 3 medalioane. Cum au ajuns la ea? Selena spunea că l-a pierdut. Nu ai mai reacționat niciodată așa. Ce este cu tine? Mama! Da? Ai luat ceva de pe noptieră? Da? Nu știi ce-ai făcut. Ajutor! Ajutor! Am uitat de intro ăsta. Deja e nostalgic acest intro. Cum să vă spun că e nostalgic deja. Această muzică e deja nostalgic așa pentru mine. Așa vibe-ul ăsta vechi, așa când... De frumos aici să prin 2022, mă rog, pentru mine 2021, că atunci aveam camera acție, dar nu am terminat de oare a apărut de sezonul 2. Hai, că până termin acest serial, apare de sezonul 4. Sirenele, episodul 8. Suntem urmărite? This is fine. Te-am lăsat destul să te gândești la ce ai de făcut. Acum avem o altă misiune pentru tine. Chiar credeți că vă ajut după ce m-ați legat? Da, dacă vrei să afli cine a fost bunicul tău. Bine, dar după ce termin vreau să știu tot. Prea bine. Acum trebuie să te întâlnești cu cineva care are informații despre sirene. Îți trimitem adresa. Acum pleacă. Aș pleca, dar sunt încă legat. Dezleagă-l. Asta a fost banii. Hei, mă bucur că ai venit. Uite, am la microfonul ăsta de la laboratorii de informatică de la liceu. Super, și ce vrei să faci cu el? Vreau să-l pun în engleză, dar doar că nu știu cum. Cred că am eu o idee. Haideți să le chemăm aici. Ok, eu le sun pe Lena și pe Selena. Iar eu sunt pe Milen. Super, perfect. Și am ajuns la punctul de întâlnire. Și acum le așteptăm pe fete. Ambar, ambar, uite-le! Hai să ne ascundem! Ce faceți aici? Pe mine m-a chemat Ambar. Pe mine m-a chemat Runa. Pe mine tot Runa. Ce ciudat. Poate ne-au făcut o farsă? Oare unde sunt? Da, oare unde ar fi? Mi-a spus în locul ăsta să ne vedem. Hei, poate vă întrebați de ce v-am chemat aici. Voiam să ne cerem scuze.
pare foarte rău, Lena, față de te-am greșit cel mai mult. Stai. Noi trebuie să plecăm, pa! Să veniți și pe la școală, pa! Pa! Au venit și le-am chemat, l-au salutat și au și plecat. Bună din nou! Bună! Nu am mai vorbit de atâția ani! Nu știu de ce nu am mai păstrat legătura. Acum că am aflat de fiicele noastre că sunt sirene... Păi stai, mă! Asta nu era în episodate, că nu s-au văzut de mult. Se repetă scena, alo! Timeline-ul, alo! Cronologia, che? Universul, a patrulea zi, ce se întâmplă, che? Că nu înțeleg. Să dați în afuz ziua, s-a stărs memoria ăsta a chestor mame, că nu înțeleg. What? N-au vorbit, că nu au vorbit la telefon, che? În episodul anterior, vine să zic ieri. Adică ieri, în acest era, în acest timeline, în acest... Da. Mă rog. Mă bucur să te aud din nou. Și eu pe tine. Sau era alta? Voiam să te întreb dacă Kira știe ceva despre sirene. Da, cred că e alta, da. Nu, e... Aia din episodul dat. I-am povestit tot când am plinit 16 ani. Chiar și despre puteri? Totul. Trebuia să știe să se ferească de ordin. Credeam că ordinul a dispărut odată ce am renunțat noi la a mai fi sirene. Ordinul încă există și este mai periculos ca niciodată. Doar cu doi membri? Asta da, sunt foarte periculos doi membri. Îmi place foarte mult treaba asta. Sunt doar doi membri și sunt foarte periculos. Poate încă nu știe câți membri sunt, dacă ar fi direct pe spate, direct ar sta. Trebuie să-i spun și eu Selenei. Ce să-mi spui? Hei, ți-ai comandat deja noua colecție Back to School? Dacă nu, intră acum pe site-ul meu www.andragogan.ro și fii primul din clasa ta care are mască, tricou, caiet și ghiozdan marca Andragogan. Intră în apa mării și nu te teme, ai... Sunt pe multe culori și diferite modele. Avem și caiete cu serialul Sirenele. Comanda acum și primești un cadou din partea mea. Stocul este limitat. Despre medalioane. Da, m-ai certat deja odată că l-am pierdut. Nu te cert. Vreau să spun că medalionul are puteri magice, dar cred că știi asta deja. Știe că sunt sirena? Da, și pot să-ți citesc gândurile, pentru că și eu am fost sirena. A fost! Ce tare! Adică, tu acum îmi auzi gândurile? Da. Am mai spus și asta odată. Și tu pe ale mele. Trebuie să le spun Federer despre asta. Mai, este ceva mai important să spun. Îți spui după, te iubesc, pa! Ai pierdut medalioanele, dar știi cine sunt sirenele. Ce mai contează? Vă interesau doar medalioanele. O să facem noi ce tu nu ai fost în stare. Avem nevoie de numele sirenelor. O să te întâlnești cu un membru al ordinului într-o oră. Peter, haideți cu mine repede, am o super veste să vă dau. Mai puțin. Nu e mai importantă decât asta. Ce e asta? Un microfon, cred. L-am găsit în ghiozdan. Cine ți l-a pus acolo? Nu știu. Poate ordinul? Hei, bine că nu v-ați luat nici voi medalioanele. Da, mi-a fost frică să-l mai port după ce l-am pierdut. Da, și mie. Scapă de el. Bine, acum haideți cu mine să vă spun o super veste. Dar nu pot să vă spun aici. Hai să mergem în altă parte, da? Haideți. Kira? Și tu ești? Ricky, m-a trimis ordinul să-mi spui despre sirene. Arată-mi tatuajul. Ce tatuaj? Membrii ordinului au semnul ordinului tatuat pe mână. Nu sunt încă membru, dar o să fiu după ce prind sirenele. Nu pot să cred că au trimis un mucos. Am nevoie de informația asta, te rog. Spune-ne că o să le spun doar lor informația.
Ăla este Ricky? Da, el este. Cine-i tipa aia? Ce, ești geloasă? Nu, nu sunt. Sigur nu! Bună, Ricky! Bună, Selena! Ce faci aici? Nimic, tocmai ce plecam. Nu ne-o prezinți pe prietena ta? Ba da, Kira, ele sunt Selena, Milen și sora mea Elena. Bună, eu trebuie să plec. Ce ciudată! Da, este, dar trebuie să plec și eu. Ne mai auzim. Ciao! Pa! Ricky, Ricky. Fetelor, ghiciți ce mi-a spus mama. Și pe tine te-a certat pentru că am pierdut medalioanele. Nu, nu, nu. Mi-a spus că și ea a fost sirenă. Mama ta, sirenă? Și nu doar mama mea, și mamele voastre au fost sirene. De asta au reacționat așa când am pierdut medalioanele. Ce tare! Abia aștept să vorbesc cu mama despre asta. Stați, asta nu e tot. Avem și puteri. Puteri ca Superman? Nu chiar. Eu, de exemplu, pot să citesc gândurile ca mama mea. Ce mi-amintesc când eram mică de o putere pe care o aveam, dar mi-a fost frică să o mai folosesc. Cât de tare! Chiar da! Îmi pare rău, n-am vrut să-mi dai informațiile. Le-am aflat noi. Una dintre sirene este cineva foarte apropiat ție. În episodul următor. Deja s-a terminat, bă! Și măcar m-am nimeni dat seama că s-a terminat. Pentru medalionul tău. Nu-l vezi lua! O putere nouă! Da, numai că ei s-au făcut o greșeală. Apasă pe like și pe clopoțel ca să fii primul care vede următorul episod din serie. Da, apăsați like-ul ca să vedeți mai multe reacții, foarte foarte. Și subscribe la mine pentru content că fac eu de toate ele, că eu sunt foarte bun. Dealul Sirenele. Cum crezi că se va numi următorul episod? Dă-mi un mesaj pe Instagram și cel care răspunde corect primește follow de la mine. Intră la famă. Sirene și apoi pe faleze laurii. Hai să-mi faci o floare cu un colibri. Zechian, Andra, băga intro. Mai bine spus, Nicor. Mă rog. Deci, da, aici s-au făcut o greșeală. Dacă se uita, dar vreau doar să-i spun că a făcut o greșeală aici cu ordinul. Mai mulți membri, mai multe persoane, nu știu, mai mult av din ăștia. La rol, așa. Prea puțin membri, tău. Ce ordine ală, ce sectă, ce orice vrei tu să fie așa, organizație, ordinea ăsta are doi membri, trei dacă îmi băgăm pe Ricky, dar încă nu a intrat, deci da, doi membri, în afară de ăștia doi n-am mai văzut pe nimeni. De ce doar doi membri, că nu înțeleg, tinsase una și trei ar fi fost destul, dar doi prea puțin, nu se poate. Mă rog, asta a fost reacția, băieți și fete, la revedere. O să încerc să, da, să fac reacția mai repede la sirenă. Numai că m-am apucat. And remember, like and subscribe! Or else... Smash that button now!